make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la o nouă serie de pe canalul nostru. Va fi cu FIFA Ultimate Team. Deci, înainte să începem, nu uitați să lăsați un like. Știu că puteți face peste 150 de like-uri, deci să rupeți butonul de like. Dacă se aude mai sâsit, vom încerca, este de la Fraps, dar vom încerca să rezolvăm această problemă, deci nu vă faceți griji. Vom juca la Online Season, să vedem echipa noastră. Avem 3 jucători de gold, este Thibaut Corigi, Reyes și cu acel central, Bieland îl cheamă? În fine, cu acest central danez, este foarte bun, acolo ne ajută la apărare. Vom juca la Online Season, echipa noastră face farul fără back, va încerca să-și învingă oponenții. Sperăm să fie un oponent mai ușor, pentru că am dat de jucătorii foarte, foarte experimentați. Ia uite, se aude la el, cred, da, ce vorbim noi. Mai de capul meu, ce echipă are! Oh my fucking god, numai din Spania are echipa. Și jucător foarte, foarte bun, băi, nu mai mă îngâna. Mă lar și pe Messi, ăla face tot. Fucking mother! Incredibil, l-am picat cu un adversar cum nu se putea mai greu. L-are pe Messi în atac. Nu știu ce o să facem. Mă mai și îngână, ce gosul. Ce camere vom da? Telebroadcase, da, pe asta o să o dăm. Ce călcâi, Hosmer, pentru Mazzolati, mai departe la Origi, 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 nu se poate! Ce ocazie! Ce ocazie am avut aici! Din nou intercepte și șut din prima. O, Messi, 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 nu, Messi, Messi! Fuck you, bitch. Mă, Messi, frate, ce se vede, se vede valoarea, diferența. Fai de capul tu, ce faci, mă, bați din palme? Leo Messi înscrie și ne marchează, este 1-0, dar la prima lui ocazie, la prima ocazie ne taxează chiar cu Leo Messi, ce înseamnă să ai un astfel de jucător. Oh, din nou Messi cu o trecere, viteza lui Messi și e 2-0, 2-0. Trece frumos Origi, Origi, e în carou, penalti, penalti, nu se poate! Aolo, nu se poate, ce penalti ne-a refuzat curva asta de arbitru. Ce panoramă de arbitru avem și panoramă de adversar, iată-l. Bă, nu mai înjura morții, mă, te filmez aici. Origi, intră în zona centrală, un joc de picior foarte bun, Grimano, Reyes, haide Reyes! Avem corner. Bă, după ce că mă îngână aparatele astea ale tale, mai mă îngân și tu acum, încep să zici Origi pe aici. Reyes centrează foarte bine în fața porții, dar reușește să respingă acolo. Adversarul nostru este în Zuzi, cu pază către Mazzolati, de fapt către nimeni, dacă stăm să ne gândim. Avem la adversarul nostru, nu te mai duce cu Deulofeu, are în atac numai jucător pe viteză și iată ce știe să dribleze cu ei. Haide capul meu, nu e bine deloc, apără portalul, poate goală și balonul este afară, bă. Lansare foarte bună pentru Grimaldi, ce pasă la Grimaldi, Grimaldi ne vezi, ratez Grimaldi, poate goală, haide capul meu! Hai de capul meu, ce ratare! Faza a fost perfectă, faza a fost perfectă până în ultimul moment, până în momentul șutului cu poarta goală, da peste poartă Grimaldi. Se joacă cu inima mea. Grimaldi cu o ratare uriașă, trebuie să revanșeze, să spele păcatele. Plasează la Germano, Germano! Ce ocazie! Faza continuase acolo în care avem un adversar foarte norocos. Iată, se folosește aici de Messi, trece cap prin brânză cu ei. Cum știi, bă, să joci așa bine cu ăsta decât cu un jucător? Messi din nou, în sfârșit, s-a găsit cineva să-l oprească pe Messi. Hai Grimaldi, Grimaldi, revanșează-te odată pentru ratarea ta, bă, tu taci din gură. Reyes, hai de Reyes, lansare foarte bună, Mazzolati, foarte gol, hai de bă, gol!
2-1. Un gol venit bine, totuși Grimaldi se revanșează, tot cu partea goală a reușit să dea gol. 2-1, în minutul 45, se spune că un astfel de gol este norocos, sperăm să ne poată și nouă noroc. Da, n-ai ce să rezolv cu adversarul nostru. O recuperăm foarte bine aici prin Grimaldi! Ce ocazie! Din nou, nu avem noroc. Grimaldi cu încă o ratare. Să vedem, avem corne, rămânem însă la poarta lor. Trecere foarte frumoasă, centrarea însă este în brațele lui Titor. Grimaldi călcui foarte mult la Mazzolati pasă prea fantezist acolo și pierde mingea. Din păcate, iată-l pe Messi pierzând și el. Pasă cu greu, dar mingea ajunge la Origi. Este acum Germano și Grimaldi pasează până la șutul lui Osmar. El cred că a tras. Avem corner. Este Gudi la 1 cu Gabi, Gudi, avem încă o dată corner. Să vedem dacă ne va ieși de această dată execuția. De fapt, faza care vrem să o facem, Gudi trece frumos de primul adversar, Gudi și de ai ceilalți, dar tot cu corner se sfârșește, tot cu corner. Trebuie să găsim odată și odată o soluție, trecem și aici, aveam spațiu, centrăm până la urmă, nu avem ce face. Balonul este respins și încearcă un contraatac acum, dar cu nimeni. Se duce acolo cu Deulofeu, haine, ne oprește totodată Deulofeu, oprit foarte bine. Haide acum, este Hosmer pentru Mazzolati pentru Reyes din nou la Mazzolati, dar au interceptat aici mingea, este Leo Messi pentru Deulofeu, din nou la Messi, Uce, a combinat bine aici, Uce trece, nu Uce, apără portarul nostru, a tras pe portarul nostru, mai are puțin începe să plângă, a ratat mult și el și trebuie acum să facem, să trimitem o bombă, să trimitem, să-i dăm un gol. Dar să vedem pentru care corner și este foarte periculos o centrare acolo unde reușim să respingem prin Villalba. Messi pasă la Deulofeu pentru Uce, singur cu portarul, apără portarul nostru acolo, care o greșeală mare, nu e bine deloc. Interceptăm în sfârșit. Acum contraatacul, Grimaldi pasează la Origi, avem spațiu mult pe acest contraatac. Este Origi, dar cât jucători are în spate ăsta. Origi greșește pasa. Deulofeu încă o dată. Deulofeu cred că vrea să tragă de timp Jegosu. Băi, Jegosule, de ce tragi de timp? Deulofeu nu vrea să mai dea centrare. A început încă de acum să tragă de timp. Iată ce adversar Jegos avem. Deulofeu trece până la urmă, se duce cu mingea la Messi, dar se întoarce din nou. Nu vrea să mai piardă mingea de aici. Rupe picioarele, n-ai ce să-i faci. Hai de capul meu, cât mai stai așa, ticule? Deulofeu. Bine Origi, tot Origi să facă și apărarea. Origi însă greșește aici. Pasă foarte simplă, o centrare pentru Uce. Apără foarte bine Heller. Și acum cu de cap meu, contraatacul. Dar interceptează acolo Uce. Din nou același Deulofeu care a ținut foarte mult de minge. Iată deja cât timp a trecut, este minutul 83. Nu știu ce vom mai putea face, dar sper ca un punct să-l scoatem cu acest adversar foarte greu pe care îl avem. Grimaldi s-a folosit foarte mult de Deulofeu și de Messi, că el nu prea le are așa. Grimaldi acum, Grimaldi pentru Origi. Are viteză Origi, dar are viteză și Deulofeu. Corner aici pentru echipa noastră. Suntem la poarta adversarilor noștri, suntem pe finalul meciului și trebuie să scoatem ceva din acest meci. Este Origi trece, oprit acolo. Să nu uităm că în prima repriză am avut un penalti care ni s-a refuzat. Curva de arbitru nu a vrut să ne dea. Curva de arbitră, de ce nu știu, poate dacă era o femeie la centru mai ziceam, dar așa. Ăsta e Poponar, iată ce trecere acolo a reușit. Gudi reușește să-l oprească și duce direct el mingea la colț. Ne grăbim, sunt 4 minute de prelungire arătate. Gabi este cel care va bate cornerul. Bate scurt, Jegosu să tragă de timp. Uce nu va da drumul la minge. Un adversar foarte, foarte scârbos, să zic așa, dacă pot să-l etichetez cumva. Foarte bună recuperare.
Haide, haide, Gudi, Gudi pentru Grimaldi. Grimaldi, ultima noastră șansă, Mazzolati. Mazzolati este singur, trece foarte elegant Mazzolati. Mazzolati nu are cel mai grozav control, dar se duce foarte bine, este care Mazzolati. Nu se poate! Cum a apărat portarul acolo? Oh my god, ce intervenție a avut portarul acolo. Este Origi. Trebuie să pierdem cumpătul, dar Origi pierde mingea și pierdem și meciul, din păcate. Ocazie avută pe final de meci, ocazie uriașă care din păcate nu am știut să o fructificăm. Am avut ocazii multe, am luat și două goluri din prostie, dacă stăm să ne gândim, și am pierdut meciul din păcate. A avut o echipă bună, a știut să se folosească de ea și asta ne-a costat, iată, în două minute ne-a dat două goluri. Grimaldi a avut o notă bună totuși. Am primit 570 de coins, asta este bine, ne bucură asta. Chiar dacă nu a luat niciun punct, fece farul fără bec nu a luat niciun punct, avem 570 de coins. Vom mai juca un match? Da, să mai jucăm un match. Ce echipă are asta? Deja am văzut antrenorul, deja mi-am dat seama de echipa lui. E din Premier League, toată echipa Chemistry 100%, o echipă incredibilă pe care o conduce. Și din păcate și ăsta se aude, cred că și ăsta va începe să înjure pe aici. O centrare periculoasă acum, foarte bine reușim să recuperăm balonul, este Reyes pentru un Zunzi, mai departe la Mazzolati. Hai Mazzolati, Hosmer, agnați acolo balonul, Hosmer și îl pierde, s-a dus direct în adversar. Jucătorul nostru, lansare pentru Wilfried Bony, care trage pe lângă poarta noastră. Scăpăm la această primă ocazie adversarului nostru, scorul rămâne 0-0, suntem în minutul 8. Coutinho, Filip Coutinho, atacantul, de fapt mijlocașul lui Liverpool, o minge periculoasă, acum respinsă și un șut care se scurge amăgitor pentru adversarul nostru pe lângă poarta noastră. Bony, periculos, Bony, apără foarte de portarul, încă o dată a tras în portar Bony, în Heller, iată încă un șut și avem out, avem aruncare, de fapt repune din colțul careului mic. A fost șut deviat de propriul său coechipier. Șutul nu am fost atent al cui a fost, dar nu contează. Este Grimaldi care trece frumos. Grimaldi pentru Mazzolati. Pierde mingea acolo Mazzolati. O centrare periculoasă, respinsă foarte bine de portarul nostru Heller. A boxat excelent Moreno, Alberto Moreno, spaniolul de la Liverpool. A pierdut acolo mingea, foarte bună recuperare, dar am greșit și am pierdut și noi de această dată. Cambiazo se întoarce, recuperăm foarte bine încă o dată, foarte multe contre. Vedem că se joacă Hosmer. Hosmer îl vede bine pe Origi și pasează Origi. Să vedem, are un adversar în față, l-are pe Glenn Johnson și nu reușește să treacă de el. Origi este și el la Liverpool, dar este împrumutat la Lille. Bony, în careul nostru Bony! Cât pe ce să ne umilească portarul, să-i dea printre picioare. Dar bine că am avut noroc la această fază. Un portar care a apărat excelent în acest match, ne-a apărat poarta foarte, foarte bine. Să vedem pe Origi. Origi trece frumos și schimbă partea până la Reyes, care nu a fost foarte activ în joc, însă iată când pune mingea pe picior, ce reușește să facă Reyes. Reyes minge prea complicată, l-a complicat acolo pe Mazzolati. Bony trage, șutul este blocat. Kane rămăsese acolo, da, Kane cred că era, rămăsese cu mingea în fața portarului nostru. S-a terminat 0-0, a avut ocazii foarte, foarte multe adversarul nostru, dar nu a reușit să ne înscrie, un adversar foarte greu ca, cu care nu a mișcat nimic. Dar iată acum la a doua repriză, ce bine începem. Oh, ce trecere acolo, cred că ar trebui să încercăm și un șut totuși, pentru că nu găsesc altă soluție. El se duce atât de ușor cu acești jucători, dar noi trebuie să mai și șutăm, să facem ceva până la urmă. Mignolet, Simon Mignolet este portarul belgian din poarta lui Liverpool. Lamela foarte periculos, Eric Lamela apără foarte bine Heller. Nu a fost cel mai bun șut, a fost pe Heller, dar Heller a fost la post. Corner acolo pentru un altul, Harry Kane, bara lui Kane, câte ocazii și ce trecere acolo a lui Grimaldi cu pieptul, din preluare a trecut și o lansare foarte bună, nu se poate, Mazzolati a ieșit acolo portarul. Grimaldi e omul nostru numărul 1, joacă foarte bine, nu am ce să zic de el,
Mi-a plăcut foarte mult și trecerea, dar și pasa a fost excelentă. Grimaldi încă o dată cu o pasă bună și mingea acum la însoții. Însoții! E fault! E fault! Urât de roșu! Spune că de roșu, arbitre! Măcar galbene dai sigur, dar nu ar strica un roșu acolo. Ia să deci arată arbitru roșu, mă! Roșu! Roșu, fratele meu! Glenn Johnson ia cartonașul roșu, are și unul în minus și avem o lovitură liberă foarte bună. Să vedem cum vom bate un executant mai bun. Este germanul aici, cel care vrea să bată și el bate, dar mult peste poartă. Am avut o șansă bună, ăsta a fost chiar primul nostru șut la poartă. Trecere frumoasă a lui Reyes, Reyes are viteză și are control, Reyes a scos portarul, e momeală, Reyes se trează bine, poarta este în controlare goală, minge la Mazzolati, a venit portarul în poartă, Mazzolati! Și Minolet reușește să respingă în corner, a tras pe centru Mazzolati acolo, să vedem pe Thibaut Origi, acum Origi trece frumos de un adversar, al doilea este Dean Lovren care reușește să-l oprească în cele din urmă pe Thibaut Origi. Coutinho, Filip Coutinho este un jucător cu o viteză foarte bună, de posedat însă acolo n-are cum să treacă din menghina noastră. Grimaldi, avem un jucător în plus și trebuie să ne folosim de asta, este Mazzolati acum, Mazzolati trecând frumos, Mazzolati trebuie să ducă de unul singur, dar pierde mingea. Lamela este destul de obosit, însă continuă cu mingea la picior, Lamela în care Olostru nu se poate, centrare perfect acolo pentru Harry Kane, respinsă din gura forții, din gura porții, dacă Kane ajungea la minge cu capul, cred că l-ar fi învins cu mare ușurință pe Heller, dar așa nu a reușit și așa rămâne scorul 0-0, avem noroc mare în acest meci, dar și cu norocul nostru tot nu reușim să ajungem să creăm măcar o fază mai periculoasă așa la poarta lui Mignolet. Este acum Harry Kane deposedat foarte bine acolo, este Grimaldi trecând frumos, Mazzolati din nou la Grimaldi trece, Grimaldi 1-1 cu portarul, Grimaldi pasă la Mazzolati, poartă gol de Mazzolati, no, gol! Ăla e 1-0. Mazzolati este cel care marchează, iată, deviază acolo adversarul nostru mingea, Mazzolati s-a oprit, am crezut că nu va mai da gol, dar a reușit să marcheze în cele din urmă, este 1-0 pentru echipa noastră, Faro fără bec, sărmana Faro fără bec reușește să conducă acum și suntem aproape de o victorie, sperăm să o ajungem, să ajungem la această victorie, s-a enervat, oh, Lamela, nu, foarte bine, Goody recuperează excelent și un nou contraatac, Origi acum, Origi cu o trecere foarte frumoasă, Origi se vede lipsa lui Glenn Johnson, Origi se folosește și el de viteză și de dribbling, centrează Origi, balonul a fost însă deviat și acum respins, este un contraatac cu același Lamela, se folosește foarte mult de Eric Lamela, ce intercepție superbă, Origi o trecere și mai superbă, dar s-a dus direct în Lovren aici. O minge acum la Filip Coutinho, foarte periculoasă, Coutinho în care Coutinho oprit, excelent! Ce bine ne-am descurcat în apărare, apărarea noastră a fost foarte, foarte bună. Iată acum pe Grimaldi pentru Origi. Origi se duce și nu va mai da așa ușor drumul la balon. Trebuie să mai ținem de balon. Origi cu o minge acum, acum o dă foarte bine la Mazzolati. Șut în brațele lui Mignolet, minutul 90, dragi prieteni, așteptăm cu toții finalul meciului. Hai, arbitre, că se poate. Kane trece acolo, se folosește și de viteza lui Harry Kane centrează periculos pentru Wilfried Bonny, reușind să respinge foarte bine, 5 minute de prelungire arătate și acum poate ultimul contraatac, sper să fie ultima fază a meciului. O minge interceptată acolo și încă o minge foarte prost dată pe centru. Acum la Harry Kane, emoții foarte mari, Kane, apără Heller, apără portarul nostru, nu ne-a dezamăgit, Heller a apărat un meci întreg și a reușit să apere și acum la această fază foarte periculoasă care continuă cu acest corner executat de Santi Cazorla. Cazorla centrează periculos, minge pe lângă poartă și cred că ăsta e meciul. Este din nou corner, hai de capul meu, din nou corner, mare emoții pentru echipa noastră. Încă o dată va bate Santi Cazorla,
Cazor la 5 minute de prelungire, trăi mari emoții, mari, mari emoții. Cheamă om la colț, Cazor la... să vedem, va fi o centrare. Minge este care nostru, balonul respins în sfârșit și meciul se încheie. Luăm 3 puncte de aur, luăm 3 puncte, farul fără bec, ia cele 3 puncte. Am avut și un om în plus, am avut foarte multe ocazii adversarul nostru, am avut mult, mult noroc. Dar la fel cum a avut ghinion în meciul trecut, am avut și mult noroc în acest meci. Un adversar care nu a fost așa de... să spun, să folosesc un termen așa de rău ca adversarul nostru data trecută. Am primit mai puțin bani decât în meciul trecut. Dar da, nu am avut ocazii, nu prea am jucat așa bine. Doar pe contraatac am jucat în acest meci, însă adversarul a fost foarte, foarte greu. Avem 967 de coins, poate vom lua un jucător. Să vedem dacă vom găsi ceva, să căutăm pe lista de transferuri. Dar ce ne-ar trebui nou? Un jucător la centru sau un atacant? Un atacant ar trebui. Un atacant, mă gândesc și eu că ne-ar trebui nou. El are la foot, nu la leg. Este accidentat acest Grimaldi și e foarte bun Grimaldi, după câte am văzut, a jucat foarte, foarte bine. Deci ne trebuie un atacant, un înlocuitor pentru Grimaldi, nu avem ce să facem. Argentinianul Mazzolati a jucat și el bine, dar Grimaldi a fost excelent, n-am ce să zic de el. Deci ce facem? Luăm un atacant? Să căutăm un atacant. Păi habar n-am, acum nu vine în minte niciun. Embolo? Să nu fie scump Embolo. Ia să vedem cât are. Este jucător de silver. Oh, dar ce scump e, frate. Nu e prea scump, e prea scump. Zivkovic, sunt sigur că și el este scump. Ce atacant mai cunosc așa ieftin? Nu-mi vine acum în minte. Vom căuta și vom găsi. Dragi prieteni, episodul nostru, primul nostru episod tocmai s-a terminat. Am reușit să obținem o victorie, chiar dacă am și pierdut. Eu vă aștept cu multe alte episoade, nu uitați să lăsați un like. Eu am fost Ultra FIFA, rămâneți cu bine și sayonara!